Salutare, Romeo, și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Înainte să începem, aș aprecia foarte tare dacă ați apăsat acel buton de like, pentru că mă chinu să rantez câte o oră jumătate, să aplaudez o oră, să filmez 20 de minute, calculați cât face și zici pe puțin 3 ore. Deci, ca să vă zic ceva, aseară nu mai mergea calculatorul. Bun. Mergea foarte prost. Am mișcat puțin de hard. Bine, eu am niște fire de alea, firele alea roșii mari și cam de vreo să intre în hard, cu sunt prea mult pentru hard. Și am mișcat de ele și când s-o bagă și le, nu le-am băgat bine. Și am vorbit ca prostul 20 de minute și am făcut un tutorial cum să găsești diamante. Și eu vorbeam pe acolo și când să văd rezultatul cum a ieșit, nu mă auzeam. De ce nu mă aud? Am băgat căștile la loc, iarăși. Și acum merge. Deci am făcut un tutorial, am găsit 16 diamante, 16, în 15 minute. Secretul este să minați la între nivelele 11 și 16. Acum am o problemă, pentru că am ajuns aici și acum nu știu cum să mai ajung acasă. Nu mai știu. Și nu mai am nici mâncare la mine. Puteți să vedeți căcăce mică, mori, grijă în ea, mori. Bă, și eu acum nu știu cum să ajung acasă. Dar m-am băgat pe aici și acum nu știu cum să ajung acasă. Nu mai știu. Da, îmi pare rău că am făcut tutorialul ăla fără să filmez. Adică am filmat și am vorbit 20 de minute aiurea și tutorialul s-a dus. Da. Acum vă zic ce am făcut. Deci am minat între nivelele 11 și 16 și am găsit 16 diamante în 20 de minute. Deci dacă vreți să găsiți diamante, minați între blocurile astea, înălțimile astea, 16, 11 și 16. Bă, da, eu nu mai știu pe unde am venit. Nu mai știu. Pentru că e foarte imensă peștera asta și m-am pierdut de tot. Futuți. Deci pe acolo nu. O să facem un semn de asta. Pe aici nu. Mamă, mai aflu. Nici mâncare. Un somn de... Așa. Da, deci cred că pun pauză și revin când ajung și eu acasă, că deja mă plimb pe aici ca nebună de vreo o oră și nu mai găsesc.
nu mai găsesc drumul și acasă. Revin când îl găsesc. Am revenit după o lungă perioadă de timp de căutări. Deci am stat să caut casa ieșirea. Cred că 2 ore am stat să caut pe unde să vin. Acum am pus lag și cred că știu de ce, că am dat ăsta la maxim să văd. Deci pe acum ar trebui să urce, să batem și noi asta. Stai să... De fapt, îi batem la asta ca au și ei familie, au și ei. Da, da, nu pot să mă ridic. Futuți. Mai spart fâșa. Ești condamnat la moarte, băi. Ia uite, bar dracu, zombie, bă. Mi-a spart fâșa, bă. Bă, mi-a spart fâșa la barcum, bă. Bă, mi-a spart fâșa, bă. Stai că și eu sunt... genial. Hai, bă, fai mișto de mine. Stai că totuși nu e bine. Uitați-vă și voi. Fuzi zombie, măti. Așa, mă. Da, acum să punem ăsta la prăjit. Doamne, nu știu ce am. Am ajuns la fix acasă pentru că... nu mă... Ai de pana mea, dacă explodarea făceam crimă. Futuți creeper, măti. Ma. Am mai explodat aici un creeper. Bă, da, eu n-am dormit, mă. N-am dormit, mă. Hai să rămim acum. Să punem diamantele la loc, sigur. Pentru că mi-a fost o frică să vin cu ele. Ia, ai dat arc? N-ai dat arc. Futuți. Dezgărcit. Ia să vedem ce mai aruncăm. Percuță. Punem. De unde paștere, măti? Ai venit, mă, și tu, aici. Stai că nu e lemn de ăsta. Eu am dat alt lemn. Oh. Deci, ăsta e lemn de jungla. Nu ne trebuie lemn de jungla, de jungla acum. Ne trebuie lemn de-al nostru. Să luăm niște mâncare, că mi-e foame de boi. Și... așa, să punem... să mâncăm și noi ceva. Punem diamantele la loc, sigur avem 25. Am găsit un mob spawner foarte departe. Și dacă v-ați întrebat de unde am... de unde am... ăla de ăla de junglă, lemn de junglă, am tăiat 64 de bucăți și am avut un ton uriaș, nu știu dacă se vede, și am văzut, știți
și m-a dus acasă. Acasă m-a dus. Stați să vă arăt. Dacă nu era peștera aia acolo, mai multe ești. Dacă nu era aleluia. Dacă nu era peștera asta, eu nu vedeam că sunt apropiat de casă. Eu nu vedeam. Acum să vă arăt ce am făcut. Nu știu dacă se vede de aici că am redus distanța de ce am făcut un turn încolo foarte mare și am văzut peștera asta. Și când am văzut peștera asta, am zis, bă, gata, acolo e casa mea. Și asta m-a salvat. Că dacă nu, nu mai știam să mă întorc prin mine. Nu mai știam. Așa că turnul m-a salvat. Și pește era bineînțeles. Acum trebuie să tăim niște lemne. Uite, retăim pasta. Să ne faceți noi casa. La loc ai spăta creeperul ăla. Tu ai creeperul măsii. Stai ce-am făcut aici. Ar trebui să iau pământ. Ia am am lopată. Floarea nu trebuie să arunc. Da. Haideți să luăm puțin pământ. Că avem nevoie să stupăm pe aici. Că a făcut creeperul ăsta pe aici dezastru. Doi creeperi. Hai că aici dacă da de la vă chiar e... E norocul începutul. Norocul prostului. Dacă dau aici de la vă. 20, zici, am un chest vreun stec și ceva de, să zici, cred că atâta pământ ajunge, să acoperim două găurici, mici, așa, ce să zice pământ, praf de pușcă, să nu și asta, gata. Hai să acoperim acolo. Prima oară acoperim aici pentru că și aici am bubuit acum câteva zile și n-am avut chef să astup. Ce fac mă aici? Bun, s-a făcut și greu și cartofii, cum zice mama, e cartofii. Cartofii. Nu știu când dacă vă zice, da? Și mai avem pe acolo o groapă. Așa, cu prieteni, nu știu. Da. Ce facem mai în Minecraft? În... mă întrebă unul. Ce-ai făcut, Andrei, în videoclip? Am acoperit gropi. Da. Dar nu-i bai. Acoperim cât avem și gata. Am zis că mergem să vă arăt Nether-ul. Ok, mergem să vă arăt Nether-ul. Dar trebuie să răsăm fierul la prăjit. La prăjit așa. Să mai punem ăsta aici. Masa de birat o să o continui. Dar nu am timp acum.
că acum vreau să vă arăt nether-ul. Ia, avem pickaxe la noi. Da, avem dai. Ar trebui să las ăsta din ăsta acasă, că deja prea multe, dar nu-i bai. Nu-i așa de rău la noi în nether, adică ne-a poziționat undeva bine. Cam acesta e. Aici am puține frepsuri, că na. Dacă suntem pe aici, să adunăm niște quartz. Deci, regula numărul 1 în nether. Nu să paci niciodată în jos. Bă, dar niciodată, bă. Că vă duceți în lavă. Mamă. Bun. Hai să ne întoarcem. Sau nu, mai am niște piatră de asta, că am niște proiecte cu ea. Cred că un stec ajunge. Acum risc la maxim. Că dacă e vreo groapă, eu mă duc fix. Da, și papai teme. Gata? Hai mă, fugi. Hai să luăm pe aici. Am ciopărcit puțin pe aici la ebay. Așa, să punem piatră la prăjit. Mă să diverteam să o fac cât de curând, dar nu am timp acum, adică sunt prea ocupat cu altele. Ce mă, nu mai am cărbune? Faci mișto. Ia uite mă, cu cărbune am. Deci am 25 de diamante. Am găsit și un mob spawner de zombiei. Dar e cam departe și nu știu cum ajungem acolo. Cred că renunț la el, că e departe rău. Să punem la prăjit ăsta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, punem aici să fie, așa, 3, punem minerul de fier, 6, 4, 8, ești cretin la cap. Să-i spăți azumă. Dă-te în ahat. Așa. Două. Lăsăm 15. Și gata. V-am arătat și nedărul. Ca să mă să debirat. Să o termin, da, îmi trebuie covor verde și nu știu cum să fac. Da. Păi cam atât am vrut să vă prezint. Știu că n-am făcut mai nimic, dar am vrut să vă prezint un tutorial cum să găsiți diamante, dar nu mi-a mers microfonul și am vorbit aiurea. Deci, ia să vedem mai avem ce pe aici care să se sacheze. Da, uite că avem destul.
și să mă gășesc pe aici. Uitați geamurile. De fapt, hai să terminăm aici puțin, ca să nu fie prea scurt. Da, de unde cate sare 20 de minute. Termin aici și gata. În episodul viitor cred că e deja gata. Aici am trebuit prim. Deci cam atât am vrut să vă prezint. Eu am fost Micul Gigant și până data viitoare v-am salut. Pa!